poate spune că Gaz Metan Mediaș este o echipă serioasă, o echipă care încet, încet a dat dovadă de caracter. Jucătorii au înțeles și aici trebuie să apreciem munca jucătorilor în teren, mă refer și în afara lui, pentru că după cele trei etape în care am avut 0 puncte, poate mulți jucători cad în partea cealaltă sau chiar și clubul nu are încredere în munca antrenorilor, în munca echipei și la fel spectatorii își pierd încredere. Dar au dat dovadă de mult caracter și multă muncă și s-a dovedit că după cele trei etape fără victorie, încet, încet echipa și-a revenit și jucătorii și-au dat seama că putem mult mai mult și împreună, încă o dată, mă repet, formăm un grup unit și pentru noi este cel mai important acest lucru. Se vede de la meci la meci și echipa este mult mai așezată, ne creăm foarte multe ocazii, înscriem, chiar dacă la ultimul meci cu Pandurii s-a spus că am dat două goluri din noroc, sau mă rog, șansă din șansă. Probabil, într-adevăr, ne-a ajutat șansa la acest meci, dar și pe noi ne-a ocolit șansa la două meciuri importante, și mă refer aici la meciul cu Vaslui și la meciul cu Steaua, când am pierdut 4 puncte, așa, printre degete.